Sâmbătă va fi organizat pe stadionul Olimpia din Gherla un meci de fotbal aniversar cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la cel mai mare succes al fotbalului gherlean, victoria cu FC Rapid din Cupa României. Au trecut peste 40 de ani de la meciul în care echipa de fotbal gherleană, pe atunci numită Cluj-Cil Gherla, a învins în 27 mai 1970 pe Rapid București, în prima fază a Cupei României. Scorul final al partidei a fost 4-3, după ce la pauză echipa gherleană conducea deja cu 3-1. Din păcate pentru echipa din Gherla, în faza următoare a Cupei României din acel an, a fost eliminată în optim de Jiul Petroșani, scor final 2-1. În meciul aniversar care va începe sâmbătă la Gherla, de la ora 10, vor evolua foștii jucători ai echipei din 1970, dar și fotbaliști care au evoluat la echipa Olimpia Gherla a anilor 80. În tribunele stadionului din Gherla sunt așteptați toți suporterii echipei actuale gherlene, dar și fanii care din 1970 până azi au fost alături de formația de fotbal gherleană.